domnul Ionuț Tudose, managerul Chilipirului Zilei și la Roman, astăzi în zi de deschidere. Sunteți bucuros, domnul Ionuț? Bună ziua, în primul rând. Bună ziua. Da, suntem foarte bucuroși că totul este super la Roman. Păi uitați, deja e ora 10 da, și văd că aveți magazinul plin de clienți, înseamnă că a avut ecou. Avut ecou și cam jumătate din marfă deja s-a vândut. Așa o vedeți aici, dar deja această marfă trebuie să plece la clienți. Am înțeles. Așa. Ați amenajat foarte frumos. Să precizăm din nou că vă găsesc aici. Cine dorește să vă viziteze, să cumpere dincoace de calea ferată, spre giratoriu, Ocoles giratoriu și în drum spre Roman, pe mâna dreaptă după Royal, vă găsesc în vechi amplasament al cazanului. Da. Și dumneavoastră ce oferiți? Să le aducem aminte celor care o să vă viziteze? Le oferim tot genul de mobilă pentru case electrocasnice, nu ce au nevoie. Am tot ce au nevoie, le găsesc cu mare drag aici, bani să aibă. Am înțeles. Forma de plată, cash sau cash, cu cardul? Sau cu cardul, da. Sau factură, cu PEU. Avem toate modalitățile de plată. Aveți și consultanți care să ofere... Avem și consultanți care să ofere informații clienților. Am. Momentan, consultanții nu sunt ocupați sau foarte mulți clienți. Sunt un pic la început, sunt un pic stresați. Nu e nicio problemă. Așa, sunt un pic stresați la început. Spuneți-mi eu dacă vreau ca și client să iau un pat, îl văd da. Cei care ne privesc în spatele noastră. Aveți un mijloc de transport să le duceți da, la... Da, avem mijloc de transport, clientul achită, ne lasă adresa datele și noi a doua, a treia zi intrăm marfa fără nicio problemă. Cu datele lăsate tot și vin, da. Veniți la ușă și aduceți... Și aducem marfa. Am înțeles. Și electrocasnice, și frigidere. Electrocasnice avem la și de spălat la cel mai bun preț, frigidere... Orice. Ce este nevoie și avem și site-ul chilipiruzile.ro. Cine nu găsește ce dorește în magazin, un site de vânzări. Avem site-ul de vânzări chilipiruzile.ro. Intră pe site și alege produsul, comandă online și în câteva zile lucrătoare. Haideți să descriem un pic. Deci aici e zona de mobilier. Da. Unde ați amplasat dumneavoastră tot felul de garnituri de mobilă complete sau piese individuale. Da. Asuțe de cafea, paturi, mese pentru bucătării, living. Foarte frumos. Ca să vadă cei care ne urmăresc ce pot găsi la dumneavoastră, ați amenajat foarte frumos. Deja văd cum trec mașinile pe 85. Mobilier din grădină, uitați oamenii, uitați aici, am parcare plină. Parcare. Sunteți bucuros când vedeți parcarea plină, nu? Haideți și corpul principal, că aici e un fel de L, da. Clădirea. Dacă ne uităm... avem articole de grădină, care majoritatea s-au vândut astăzi. A, da? Asta, deci am deschis de o oră. Deja s-a aproape vândute. Foarte frumos. Da? Săptămâna viitoare. Pe marți, miercuri, aprovizionăm din nou. Acolo pe raft în capăt ce aveți? Acolo avem, noi suntem lichidatorii Amazonului. A, și sunt cei mai mari lichidatori Amazon de pe Europa. Am înțeles. Cutiile surpriză. Faimoasele cutii Mystery Box. Am înțeles. Așa. La 35 de lei cutia. Am înțeles. Ia uitați acolo ce inguziare la cutiile alea din Mystery Da, Box. Păi, după cum mi-a povestit doamna dumneavoastră, eram și eu tentat să iau o cutie. Uitați, eu am 2, să 3, încerc. 4, toată lumea are cutii de Mystery Box în mână. Nu știm ce găsim în ele, dar... E mister. E mister, da. Da. Domnul Ionuț Tudose, managerul Chilipirului Zilei, la deschidere ne-ați descris un pic magazinul dumneavoastră, plin de clienți. Invităm și pe ceilalți romașcani și locuitorii zonei Roman să vă viziteze. Și să le oferiți discounturi și promoții săptămânale, așa cum faceți da. Dumneavoastră. Vă dorim succes! Așa cum i-am învățat toți clienții cu produsele. Al câtelea magazin este din rețeaua dumneavoastră? Cred că al 6-lea sau al 7-lea. Doamne ajută să ajungeți la 60-70. Să aveți baftă și spor la bani. Doamne ajută la fiecare!